Salutul de cocos și bine v-am regăsit la un nou video. Nu ne-am mai văzut de foarte mult timp și mi-a fost extrem de dor de voi. Sper că și vouă de Astăzi noi vom merge în centrul Clujului, deoarece vom sărbători zilele Clujului. Cred că astăzi este deja a doua zi. Felix, vii și tu? Te aștept! Haide, 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 haide să le spui salutări nunților de cocos, deoarece nu ne-au văzut de mult timp. Mamă, ce mers de gomer! Iu, ce faceți? Salutare! Ia uitați ce îmbulinat este Felix din cap până în picioare. Ia uite, ciorap cu buline! E singurul tricou și singurul ciorap accesibil care puteam să merg astăzi. Dar nu e adevărat, ai mulți ciorapi, multe șosete, deoarece eu sunt o femeie faină și te-am spus. Ăsta-s ciorap de oraș, lumea știe. Ideea este că mergem noi să vedem care e faza în centru și să vedem ce mâncăruri gustoase, plăcinte sunt pe acolo. Și... am mâncat o plăcintă cu varză dintre asta clujeancă, cu varză și a fost foarte, foarte bună. Am fost mare cât capul meu, deci... am mâncat cu brânză. Eu sunt singura din casa asta care a mâncat plăcintă cu varză și o recomand. Era brânză de oaie, de ce te vedeam oaia în față? Felix își recomandă brânză, eu recomand varză. Haideți să mergem în centru! Haideți să vă arăt și cum am îmbrăcat! În sfârșit ne-am îmbrăcat în plover. Fustiță? Plover? Ați cute? Felix cute? Mă să-mi iau geaca, nu mai poate frică, am și pe terasă, mi-a înghețat gâtul. Este vreme de plover și de geacă. M-am îmbrăcat în tricou și după aceea am putut să mă îmbrac. Tu chiar voiai să mergi în tricou? Ce? Tu chiar voiai să mergi în tricou? Da, să te ia bine. Doamne! Și când am putut să abia aștept. Sunt foarte curioasă cum se la zilele Clujului, n-am mai fost niciodată. Sper să fie fain. Ce ne mergi și mi-au un geantă, nu trebuie să știi lumea ce mi-au un geantă, mi-au pielea de păr, bun? Și telefonul, atât ai tu. Bateria și portofelul. Singur lucrurile tare. Și într-o geantă mai veche, știi ce am? Mulți biscuiți. Mulți biscuiți? Cristina. Firmituri. Pe împarți. Vreau și eu. Auzi, cu ce să mă încalți? Cu butucii? Sau cu ăștia comozi? Păi vrei să mergi mult comod sau da, vrei să fii faină, dar să mergi în comod? Vreau să fiu faină și să mergi mult. Ia unu. Vreau o combinație. Ia un papuc cu papuc. Uite așa, când vrei să mergi comod, da, ca să arăți și bine. Aha. Și ca la circ. Da, hai să renunțăm la ăștia și luăm doar. Da, mergi pe comoditate, Cristina. Da, nu știu la vorbire. Eu merg iară pe comoditate, deoarece singurii mei încălțăminte. Trebuie să-mi iau. Nu știu la vorbire, mergi papuci ăștia. Scrie bine. Arăt bine, arăt bine? E fain. Mergem, că mergem mult pe jos, că în Cluj nu sparcări. Da, nu sparcări în Cluj. Wow! Mamă! Mamă, ce tare! Alertă-mă scutele, hai! Au! Ia uite ce priceput ai! Se poate mă înțeamă de apătări. Se poate, așa, pas, pas. Stai pentru ce? Facem de minte. Bravo! Ia, reușești? Da. Păi clătite! Și după ce mai facem? Te arăși tare bună. Ce facem? Clătite duple. Nu prea merg duple. Wow! Bravo! Uuuu! 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 Bravo! Felix te super pricepe, eu nu mă pricep. Bravo Felix, te super pricep. Erau faine, dar preții erau de parcă ți-mi explicatul. Eu sunt invidioasă, eu de ce nu mă pricep? Eu sunt gamer pentru mine, tot din joc. Ce să le Când din perfect. Am prins. S-a făcut cald de la bețelul ăla. Dar și mie mi-e super cald, Felix. Da? Tu ți-ai pus geaca în ghiozdan, dar și mie mi-e cald. Păi dă-ți-o jos. Hai să hotăm plăcintele. Da. Cristina, avem roșii. Avem roșii. Avem, avem. Felix, am găsit bluze de care îți plac ție, tradiționale. A, da. Ia uite-te. Felix, le iubești, nu mai poate după ele. Foarte... Ia uite cum face Lut. Ce faci? Asta-i fac din ăla. Mai-ți chiotă-i. Vrei să-ți iei ceva? Aș vrea o plăcintă.
Plăcintă, dar încă n-am găsit și mirosul meu nu o simte. Ne ghidăm după miros. Mă uit așa la lucru. Se simte ceva, Felix? Va fi plăcintă. Se simte ceva, zic eu. Eu am mâncat maramușere, ne-am mâncat. Festivalul gastronomic internațional. Bagă. Băgăm. Sunt cu animale. Ăștia ce sunt? Ăsta papuci. A, nu sunt papuci, sunt dintre alea care vorbești, da. A, nu, e din aia așa care faci cu mâna și vorbești cu tine. Jucărie mănușă. Am frică de alea. Când DIY putem să facem și noi. Pe celor de copos facem noi, da? Ce-o iei? Felix, hai de la festivalul gastronomic internațional. Haideți să vedem că miroase bine, miroase bine, bine, bine. Vrei must? Ne luăm la întoarcere. Da. Te gustăm și luăm. Da? Vreau must. Pune-ți-o deoparte. Felix, cumpără must. Da. A fost prea bun. Da. Hai să vedem care e festivalul mâncării. Ești fericit că ți-ai luat must? Da, pentru că e un must așa de bun, e cu gust de strugure. Noi n-am mai băut must până la vârsta asta. Da, am băut acum 9 ani un strop de must, dar atât de bun este ăsta, deci simți strugurile. Și acum l-a descoperit și a plăcut. Da, de la aceeași femeie, numai că nu a venit când am vrut eu. Mi se pare prea dulce, era efectiv super dulce. Mamă, Felix, ce muzică. Da, unde e mâncare? O, mâncăruri! Uite mâncare, Cristina. Hai să vedem. Vreau și o hot dog dintr-o la Felix, la vegetarian. Uite, mâncă ceapă dacă ești vegetariană, nu o să vezi câtă ceapă. Mamă, câtă ceapă. N-am găsit plăcinte, nu știu unde le scund ăștia. Vreau plăcinte. Știi ce am găsit pentru vegetarieni? Au. Am găsit iederă. Asta se pare ce am găsit pentru vegetarieni. Asta. Ce fel de sos? De care aveți? Avem sos de mentă, care nu-i picant deloc. Da. Sos dulce afișor și sos foarte picant. Foarte, foarte? Puțin, puțin picant. Da, adică pun niște... Da, dar foarte puțin. Bine și din cerere mi-aș mai dori. Asta e ceapă prăjită. Aha, ok. Pătrunjel și niște bucăți de chili, așa. Ok. Și atunci... Dar foarte, foarte, foarte. Și... Mentă. Da, cu plăcere! Foarte mare! Bine arată! Miroase super! Este masă liberă! Hai! Și niște cartofi! Cartofi deja! Cine vrea cartofi, gratis! Eu aș fi fericit ce am eu aici! Ce ai tu acolo? Cartofi cu multă buia, da. Cu un sos de mentă, cu pătrunjel, cu ceapă, cu ardei iute și aici într-un colț am sos foarte, foarte, foarte iute. Arată de acolo iute? Da. Ia să vedem cum mănânci. Sunt mai bune ai făcut de mine. Ce zici, ne faci cine așa? Felix, ce faci? Ce fai miros. Aș mânca, dar țin dieta. Felix, ține dieta. Da. A slăbit 10 kg, dar țin dieta. Iam. Cred că ar trebui și noi să facem așa. Felix, eu fac cartofi mai buni acasă. Atunci apoi mai des. Serios, adică dacă v-a fost poftă să nu vă fie, eu fac mai buni. Deci eu cum am zis că să venim să facem vlog, mă gândeam gata. Am mâncat prietenul de plăcintă, parcă toate care există și... Fără plăcinte, viață. Hashtag fără plăcinte. Dar eu vă zic că am gustat și din Cluj și mai bune să le-am maramușerene. Maramușerene. Cum se cheamă? Maramușerene. Ați auzit de- maramușerene? Deci alea sunt plăcinte să mănânci, ce face rău și tu să mănânci. Astea să mănânci sunt bune. Da, foarte bune. Asta mănânci una, aici mănânci una și deja te-ai supărat. Dar alea din mașamureșene, vrei să mănânci mai multe. Da. Deci cartofii doar arătau bine, dar n-au fost atât de buni. Uite, ne-am întâlnit cu o nucă de cocos.
Elisa. Și cu mai cine? Cu David. Cu David. Și cu mama lor și ne-a servit. Uite, mama lor a făcut de treabă când ne dă ceva pe acolo, nu știu ce este. Piersicuțe cu dulceață. Păi știe că ești mâncăcios. A, nu mâncă-ți-o, doar că nu refuz nimic. Da, te rog să vezi ce bine mi-au ieșit astea. Ia, mulțumim! Așa e, de unde v-ați luat? Ia, uite! Uite individul ăsta de vinde. Da, după mergem acolo. Da. Mulțumim! Pa! La revedere! N-aveți? Ne-am luat must. Sigur că avea de aur. Felix e fericit că și-a luat must. E un must incredibil de bun. Foarte dulce. Tu deja ai terminat prăjitura? Care prăjitura? Asta. Ce darnic a fost mama Elisei. Felix, am găsit limbura pentru tine. Vrei să o arăt? Asta. Cât capul. Hai să vedem capul. Felix este supărat că nu a găsit plăcintă. Nu supărat. Amărât. Amărât? Felix este amărât. Dacă știți un loc cu plăcinte bune în Cluj, să ne ziceți, da? Pentru Felix. Am fost o femeie cu plăcintă. Vrei și tu plăcintă? Da, dar care cu varză. Aveți cu varză? Două cu varză și una cu brânză. Pentru iubita, da? Da. Mulțumesc. Asta e pentru mine. Mulțumesc. Ce fericită-i. La doua. Acum hai să mergem într-un colț să le mâncăm. Tu mănânci două deodată? Minim. Ia uitați. Mi-mi place mai mult asta cu varză. Vouă de care vă place, nu celor de cocos? Plimbarea noastră a luat sfârșit. Ne întorcem acasă. Cum a fost plăcinta? Nu foarte bună. Nici mie nu mi-a plăcut. Am mâncat o plăcintă cu varză mult mai bună aici în Cluj. Dar asta nu-i faină. Dezamăgire mare pe Felix. Yeah. Alea din Maramureș, de Citeu. Wow. Nu, Felix, Mașamureș. Mașamureș, așa ai zis tu. Ce faci? Te filmez că pui pe Zina. Noi ne-am întors deja din oraș de câteva ore. Înainte să ajungem acasă, am dat o fugă prin mall deoarece mi s-a terminat crema de față și fondul de ten. Și voiam să vă arăt ce folosesc, pentru că m-ați tot întrebat. Și hai să vă arăt ce cuprutul mi-a luat de la Sephora. Crema asta de față de la Belif se cheamă The True Cream Aqua Bomb. Este super faină. V-am zis eu că este ceva mai scumpă, dar mă ține destul de mult. Tocmai mi s-a terminat, așa că a trebuit să o cumpăr. Stă foarte bine sub machiaj, deci dacă vă machiați și căutați o cremă de față, asta cel puțin mie mi se potrivește foarte, foarte bine. Și mi-am mai luat fondul de ten. Și ca să vedeți, în afară de bon, nu am primit absolut nicio mostră. Era un băiat acolo acasă de data asta și nu mi-a dat nimic. Se vede că e băiat, adică dacă erau fete, îmi dea o grămadă de mostre, de parfumuri, de creme, de chestii, măști de față. Nu mi-a dat nimic. Ok, să trecem peste asta. Iar aici avem fondul meu de ten pe care efectiv îl iubesc. Cred că sunt la a cincea cutie, a cincea sticluță. Bineînțeles, în ani de zile. Dar îmi place mega mult. Eu sunt în nuanța 01 și este fondul meu de ten preferat. Foarte, foarte lejer, natural. Mai pe dragul lui. Uite, așa arată fondul meu de ten preferat. Și în caz de nu v-am arătat unghiuțele. Ia uitați, am fost zile trecute să-mi fac unghiuțele și cât de cute sunt. Ați mai văzut voi așa unghiuțe de faine? Mi le-am făcut așa, în ton cu vremea de afară, deoarece era o zi ploioasă, iar culoarea asta a fost vibrația zilei. Eu așa tot timpul mi-aleg culoarea de ojă după vibrația zilei și asta a fost vibrația zilei atunci. Să-mi scrie dacă vă place, este așa super shiny. Între timp am pus și niște năut la fier, deoarece vrem să facem un hummus. Cine n-a mâncat hummus niciodată, habar n-are ce pierde. Și în seara asta, pentru că este deja noapte afară, vă vom arăta cum facem hummusul. Iam. Deci trebuie neapărat să încercați. Stați să vă arăt și boabele de năut pe care le folosesc. Nu mai sunt, că tocmai s-a terminat. Caută-mi gunoi. Da, deci am luat din gunoi ca să vă arăt vouă, da? Sunt astea, da? În caz de vreți să știți. Nu tot timpul folosim aceleași, dar astea, din astea am făcut acum, în caz de vreți și voi să vă faceți și nu știați exact din ce anume. Și haideți să vă arăt, aici avem
năutul care fierbe de zori aici. Când mai putem de foame? Fructele noastre! Am fost la piață zilele trecute și iarăși ne-am aprovizionat cu o grămadă de fructe, după cum vedeți. Deja sunt pe terminate, erau mai multe. Ia uitați câte legume avem și aici! Îmi place foarte mult să văd frigiderul. Aici avem castraveți, conopidă, salată, iaurt de casă, spanac, o grămadă, verdețuri acolo, mărar, pătrunjel, roșii, lămâie, brânză, iaurt pe care, nu, smântână. Ce avem aici? Niște corcodușe caise, ouă, da, turul frigiderului. Așa, aici avem niște păstăi. Tot timpul vă place când vă arăt ce am în frigider, așa că m-am gândit să împărtășesc cu voi, deoarece și mie îmi place mult, mult, mult. Mă pun să termin lucrul și am să revin la voi odată ce năutul s-a fiert, ca să vă arătăm cum facem humusul. Felix, maestrul humusului. Deci n-am încă humus cu usturoi, ca să miroase gura. Ba nu! Da. Nu miroase gura! Da, asta o să fie pe Cristina, să facă Nu mi-ți bate pup! Da, nu mă atinge, că miros de groanii după. Trebuie, dar și tu o să mănânci într-o asta. Nu mă, Înțeleg că face separat pentru el. Cum pasă de tahini. Da, deci pune usturoi pentru mine, pasă de tahini de asta de la Lidl. Da, ca altul n-avem. Așa. Pui acolo cât o lingură sau două? O lingură la cantitatea asta, okay. Că după aceea zici tu că e pratahinos, mai ții minte? Da, pratahinos, nu-mi place pratahinos. Și pui și lămâie. Da, da, că tu îți place lămâia. Și vă trebuie un blender. Blender ar fi bun. Și acum strângem lămâie. Dar acolo lămâie. Cât mai acru. Bine, nu-mi place acru humusul, dar îmi place lămâia în general. Sare. Eu acum vă zic rețeta. Aici punem apă, ca să fie mai lichid. Dacă vreți, puteți să vă mai puneți și condimente, gen turmeric, boia. Da, puneți chestii. Și o să vă murdărească numai blenderul. Să nu vă murdăriți blenderul, puteți adăuga mai târziu. Și acum apăsăm pe buton și o să fac gălăgie. Ia uitați cum arată humusul, Felix l-a terminat, iar eu am pus pe deasupra turmeric, boia, puțin ulei de susan înăuntru și pătrunjel și asta merge super bine cu măsline. Acesta a fost și vlogul de astăzi, sper tare mult că v-a plăcut, noi ne punem acum să mâncăm, iar voi nu uitați să apăsați butonul de coco like pentru mai multe vloguri și ne vedem data viitoare! Pa!